să putem aplica sancțiuni. Dar noi trebuie să respectăm legea. Legea spune că această ordonanță 74 intră în vigoare din august 2019 și noi nu am pus-o în aplicare și trebuie să o punem în aplicare și trebuie să avem aceste lucruri stabilite și să mergem să verificăm operatorul acolo. În primul rând trebuie să primim saci. Adiționale cu populația, probabil că o să dureze până la întâi. Ce n-ava face? Dar continuare să faceți contracte normale. Deci facem acte adiționale că mai durează 2 ani de zile. Ce n-are? Păi și atunci nu mai facem. Facem cu primăria și plătește primăria. Hai să le facem. Ce n-are? Un rog cap. Hai să le facem primăria. Domnul președinte, dacă unul câteva secunde. Da, vă rog. Discuțiile și domnul primar de la Teișan, domnul primar Stanciu și cu domnul director Cristescu, noi am venit aici ca să rezolvăm o problemă cu une condiții. Că nu avem interesul să sabotăm, ci să ne ajutăm. Numai că noi spunem realitatea, iar domnul director vine că are legea de nu știu ce. Domnule, legea aia spune, dar realitatea între noi este alta. Și în afară de asta, doamna știe că am fost în Italia. Păi acolo avea mașină care venea frumos, aruncau cartoanele, îi venea presa, trăgeau o presa și normal că intra mai mult. Dumneavoastră aveți așa ceva? Nu am. Păi dacă nu aveți, atunci veniți de trei ori cu mașina ca să luați ceea ce putea să luați odată. Deci sunt niște probleme care trebuie... Dar sunt probleme la Măneciu? Noi am venit aici, suntem acția primară, v-a ridicat însu problema. Nu, noi vorbim, eu nu-i țin parte dânsului, eu vă spun că aceeași problemă se poate întâmpla și la mine și la Izvoare și la orice comun. Deci am venit să dezbatem în așa fel încât ce semnăm aici, aici avem un contract cadru care am primit așa, că dacă nu respectăm va fi alt preț, dar între noi și dumneavoastră un act adițional în care să am la bază că ăsta va fi prețul. Și acolo specificăm, dacă omul n-a respectat, îi facem, așa cum a spus, 25%, facem prețul de corp. Asta este, asta eu ca primar, voi face adresă la fiecare cetățean, ăsta e prețul, eu nu faci unul respectat, se mare. Dar dumneavoastră, că spre exemplu la vine la societate, pun hârtie la hârtie, plastic la plastic, când vine ne-am luat la grămadă și a plecat. Păi, la grămadă cu ce? Cu celelalte deșeuri. Ia containerele, am container de la container de la. Și le-am luat toate containerele și le-am băgat în mașină. Noi avem o stație de sortare la nivelul de teritoriu. Noi plătim un tarif în momentul în care ducem deșeurile reciclabile acolo. Și noi le punem, plasticul și cu cartonul, într-o mașină, le ducem la stația de sortare, ei le sortează, le împart pe fracții, le valorifică, după care trimit raportările către ADI. Deci asta este procedura. De asta avem o stație. Eu acolo am pe containere și de la... Dar mașina când vine și mi le ia, la amestecă cu menajerul... Celălalt, nu vorbim de mașina de... Ați înțeles? Deci, asta trebuie să ne reglăm și noi. Dar vă rog să înțelegeți și dumneavoastră că trebuie să vă modernizați conform legii, să reluați mai multe și să vă aduceți mașină din aia, că vine frumos, arunca acolo și de acolo presa, lua, băga acolo, se ridica ăsta, venea și presa. Păi... Trebuie să mai zic, domnul, să dăm un reprezentant de la primărie. Când facem această verificare. Și să fie reprezentant de la Rosal, reprezentant de la primărie și vedem ce gunoi generează populația. Eu am să fac și ce spuneți dumneavoastră, rup de une, măcar până disciplinăm, dar dumneavoastră, ca să luați cantitatea, trebuie să faceți să vă modernizați cu utilaje care trebuie. Atâta timp cât și eu la producție, ca să fac față productivității, îmi iau utilaje bune și dumneavoastră, ca să faceți, vă luați utilaj bun. Și avem utilaje proaste acum? Ala care se preseze, să luați mai mult. Nu știu despre ce domnul primar. Am eu fost să-i trimit. Nu, dumneavoastră înțeleg, ați văzut în Italia.
nu scrie în caietul nostru de sarcini acest lucru, întrucât nu scrie în caietul de sarcini, dacă vreți, putem să-l achiziționăm și gunoiul să duce la 15 lei, ca să aibă și dotările acelea pe care le-ați dorit în Italia. V-a explicat că tariful de aici cuprinde anumite utilaje, cuprinde anumite... Nu stau să... Vă spun ceva, ați deviat discuția de la ceea ce înseamnă ordonanța 74, aplicarea tarifului diferențiat, pe care totuși la dumneavoastră în localitate l-a făcut fără să aibă tariful aprobat și fără să încaseze sumele din colectarea selectivă, da, din reciclabile, ați dus, să știți că și eu am fost în diferite țări. Putem să facem sistemul, dar trebuie să înțelegem că acolo înseamnă 20 de euro tariful pe lună, la gunoi, de persoană, dacă vreți, putem să ajungem și la acele standarde. Nu știu. Domnul președinte, cu tot respectul, sunt om de producție. În loc să facă 3 curse, că nu încape mașină, face una și câștigă mai mult, că scoate banii pe utilaj. Dar ce părere aveți de ideea mea? Ideea mea este ca cetățeanul să fie informat, să împacheteze acele cartoane, să nu mai aibă un volum mare și să le preseze și atunci încap. Da. Deci, ce părere aveți de ideea mea? Eu sunt de acord să facem un... Dar acolo la mine... Dar să știți că eu așa fac, eu le împachetez. Pentru că primesc colete și le împachetez. Cred că și la Văleți se întâmplă același lucru. Nu poate să se face o sticlă. Nu poate să se face o sticlă de sticlă sau de sticlă. Așa, îi pune dopul. E foarte simplu. Să pune dopul la ea și atâta rând. Deci nu mai ocupă... Așa se rupe și cartonul. Rupe frumos și... Asta trebuie să întrebați pe propuzația. Dom'le, vă e lene să rupeți cartonul când îl puneți în pungulița aia? Nu, e deocamdată populația se disciplinează. Nu, ceea ce nu trebuie să se întâmple este ce s-a întâmplat la Tișan. Și acolo domnul primar are dreptate, pentru că dacă... Da, are dreptate. Așa se practică. Se practică și la caracterii. Scuzați, deci agenții economici, cartoanele sunt pe mașini, nu le iau. Tot de neau mi s-a întâmplat, va veni cuntul, a trebuit să mă duc peste un cont de neau. Eu l-aș întreba pe domnul director că-i de fapt aici câte mașini are pentru selectat, pentru selectiv în județul Prahova. Da, da. Pentru că... Dar le are declarate la noi. Păi declarate, declarate, dar să le știe pe teren. Da, să vă spun de astăzi. Ce-a fost pe teren astăzi, da. Vă putem spune că ei sunt obligați să-i trimite. Imediat. Pune dumneavoastră, vă rog. Acolo. Bănuiesc că întâlnirea de astăzi poate să fie și ca un schimb de experiență. Bineînțeles. Am întrebarea. Deci gunoiul selectiv, în ce se colectează? Domnul director, în sarci, da? Da. Apare întrebarea și întrebăm de fiecare. Care a fost ultima dată când au primit în localități saci? Nu aveau de ce să primească până în acest moment, pentru că nu avem tarif. Am clarificat asta. Doi. Problema numărul 1, după mine, cred că e problema comunicării și cred că trebuie să facem o campanie de informare a tuturor locuitorilor. E foarte corect. Campania aceasta de informare o poate face cel mai bine plecând de la Rosan. Că e una să facem tipărit pe Oateu, Cerașul, Drajna, Vălemi, nu știu ce, și alta când Rosalul va face niște fluturași, niște bendele pentru toată localitatea și casierii dumneavoastră, în momentul când se duc la abonați, ia fluturașul și îi explică acolo ce înseamnă gunoi selectiv, ce înseamnă gunoi menajer și ca să clarificăm o dată pentru totdeauna, uitați, sunt de oameni cu toată responsabilitatea ei. Sunt păreri diferite. Domnul primar, asta ce spuneți dumneavoastră, i-am spus domnului director acum vreo 5 luni de zile. În Urlați, asta am și căutat. Deci la blocuri, eu personal de primărie am făcut fluturași din ăștia și am explicat oamenilor ce trebuie să ducă ei la selectiv. La case, când duce, când o să înceapă să ducă sacul la om acasă la cetățean, trebuie să ducă și fluturașul, să spună omului, dom'le, uite ce trebuie dumneavoastră să duci, să pui în sacul. Și atunci este clarificată pe orice... Eu cred că se poate face ușor, domnule, și nu este efortul financiar prea mare. Deci fluturaș și să nu fie gospodărie în care să nu primească așa ceva, asta e și responsabilitatea casierilor dumneavoastră, sunt salariații dumneavoastră. Noi îi ținem în mână, care o să o implementăm, o să anunțăm fiecare oate în parte, să ne dea un reprezentant din zonă și să mergem din gospodărie în gospodărie, să facem aceste lucruri.
Deci noi fără dumneavoastră nu o să reușim niciodată. Deci ne trebuie măcar la început, în primele luni, să anunțăm populația ce înseamnă gunoiul amestecat, ce înseamnă gunoiul reciclabil, ca să ne înțeleg. Care este? Să nu rămână doar cu înțelegerea noastră aici, să mai treacă nu știu ce perioadă de timp, să ne întâlnim, să zicem... Eu înțeleg că se vor furniza doi saci, parcă unul pentru... și unul pentru pesul și cu cartofi. Deci după discuția care o să o am cu stația de sortare, o să vedem la... Stabilit, dar trebuie stabilit în termen de că astăzi sunt în teren 8 mașini pentru reciclabil. Nu, dar nu pe zona dumneavoastră, pentru că aveți zilele de sâmbătă și duminică, din ce înțeleg eu, pentru reciclabil pe această zonă. Cele mai multe mașini sunt pe reciclabile sâmbătă și duminică, pentru în jur de 25. Dar nu pe zona 3-4-5, în momentul ăsta sunt pe toate zonele. Iar la Vălen, înțeleg că aveți o mașină Mercedes-Benz 47 EUF cu un șofer Miclea care stă pentru Vălen. Nu face față, este mult prea mică pentru cantitatea de reciclabil care ar trebui să fie spitalul tot timpul, de exemplu, de telefon, nu ridică. Dar câte tone de reciclabile sunt la Vălen, în total, pe lună? Păi, în mod normal trebuie să fie mai multe, dar atâta din cât le luăm amestecat, nu mai putem să avem o cifră exactă la cât ar trebui să fie. Deci, doamna viceprimar, din moment ce aveți în jur de 10.000 de locuitori și aveți o mașină doar pentru reciclabile acolo, care este zilnic și rămâne în Vălen, eu nu cred că n-are cum să nu facă față. Părerea mea. De asemenea, aș vrea să specific faptul că în ședința Consiliului, s-a aprobat pe lângă, numai cele două tarife de care făceam vorbire, pentru gunoiul reciclabil, tariful va fi suportat de către OIREP-uri. Populația nu va plăti decât gunoiul menajer. Păi asta spune. Asta, dar nu i-a specificat, asta spun. Că în condițiile care primește reciclabil. Asta spune și ordonanța 74, de fapt, că nu încercăm decât să aplicăm legislația în vigoare. Practic, cetățeanul plătește mult mai puțin, adică plătește... Așa ar trebui să plătească. Cel mare plătește tariful, cel mic, iar pentru reciclat nu plătește nimic. Da. Vă rog, mulțumesc de la aici, domnule. Vă spun la mine, lucrurile merg binișor, zic eu. Eu acum am o problemă că sunt niște cantități și am o mașină prea mare de data asta și e cam a cincea tură de când... Da, asta vreau să nu pot să vorbesc. La cincea tură de când un sfert din străzi le fac cu tractorul primăriei, că nu intră. E, îi zicem noi, autobuze, o imensitate de mașină. Cu niște, o cabină cu geamuri foarte mare. Nu se încadrează în viraje, nu... Poate ar trebui să faci schimb cu cea de la Vălen. Nu, că ea pleacă plină mașina. Pleacă plină. Dar e problemă că... Eu am înțeles că o dată, că de două ori, că de trei ori, dar la cât, la nesfârșit o să merg cu tractorul să fac străzile alea, care sunt vreo 10, până la urmă, fiecare miercuri. Deci este mașina prea mare. Da, da. Puteți discuta cu operatorul să În al doilea rând, eu nu mai am date privind cantitățile pe reciclabile. Deci fac adresă peste adresă. După fiecare asta, n-am mai primit de nicăieri, că nu știu ce s-a întâmplat. Cui trimiteți aceste adrese? Operatorului. Ei sunt obligați... Adică mă interesează ce am făcut, am dus miercuri astăzi și... O să le trimitem către fiecare OAT în parte, exact cantitățile. Adică nu mai am pentru 4 luni. Și un lucru la martie le-ați primit de la noi. Da, le primeați... De atunci n-am mai avut. Și pe mine mă interesează varianta asta. Și am primit de la SVO raportele cu 2 zile și... Și fac și către ADI o adresă? Faceți și către ADI. Dar noi întotdeauna, când primim raportările, întotdeauna v-am transmis. Că degeaba ne chinuim dacă nu le avem și pe să ne facem fișa. E greșit înțeles pe undeva treaba că a luat operatorul gunoiul. Dacă o luăm pe atribuțiile pe care le avem și garda de mediu o să ne întrebe treaba asta la un moment dat, noi trebuie să știm de gunoiul ăsta și după ce ni l-au luat de la poartă și din localitate. Când primim acele fișe și nu e chiar așa că l-am dat, l-am dus și... La fel cum întreb, cum o să fiu eu sancționat, de exemplu, că nu mi se ia sticla, iarăși eu fac adrese mereu. Eu am adrese, trebuia la o perioadă de 21 de zile a mie. Nu știu, cred că așa e mai multe ori. N-ai venit să iei sticla respectivă. Cine răspunde că eu nu mi-ating indicatorii în momentul respectiv?
operator având obligația să vină să-mi ia selectiv pe cele patru fracții. Operatorul. Eu vă spun că tot noi o să fim. Dumneavoastră aveți contract. Dumneavoastră aveți tot sistemul. De la operator, la UAT, la stație de sortare, la TVB, vă spun, fără toți sunteți responsabili. Noi nu ne facem indicatori ăștia vecii vecilor, putem să strângem betul cu... Din ce motiv? Sticla cântărește. Dacă nu ne ia sticla, nu o să facem indicatori ăștia de 50% pentru anul. Pentru că este greu. Da. Cântăresc 3 sticle cât... Un sac cu sticlă valorează cât 10 saci de betul. Da. Așa este. Și asta e problema. Deci eu fac și pentru DM, și pentru sticlă, adrese, când știu că ar trebui să vin adres. Cine o să răspundă? Sunt curios la anul cine va fi sancționat pe treaba asta. Va trebui să, domnul director, să rezolve cu sticla foarte, foarte repede. Cine? V-am zis, soluția cea mai bună e cel cu cele două, cei doi staci. Și dacă cei de la SGO tot nu o primesc, ce fac în acea situație? Nu există. Faceți reclamă. Există, că au existat până acum, n-au primit. Păi da, dar nu v-au primit că a adus-o... Nu, nu o primesc dacă este contaminată. Și vă spun și de ce nu o primesc. Pentru că sticla în acest moment are valoare zero. În momentul, dacă eu mă duc și o duc la ei, eu plătesc doar sortarea pentru ea, care costă aproape 100 de lei, așa, iar ei în momentul când o valorifică, tariful lor este zero. Nimeni nu mai dă plătește această sticlă. În schimb, banii se regăsesc către OTR-uri unde nu ajung la ei. Ăsta, de fapt, este motivul care SBO nu primește sticlă. Nu că este contaminată, că până acum au primit-o, până acum un an, când se plătea. Și asta o știe doamna director, că au fost împreună cu reprezentanții de la noi. Când am fost la sortare, am dus sticla și ne-au refuzat. Asta subiem este contractul cu stația de sortare și nu cred eu că există acest drept de a refuza. Fără supărare, dar sticla este sticlă. Iar cea mai multă sticlă vine nu din altă parte, decât de la cetățeni și sunt sticle de bere. Marea lor majoritate. Bere sau apă minerală. Iau dreptul să refuze și să dea un refuz în momentul în care sticla este contaminată. Dar sticla, ca să nu mai ajungă contaminată la sortare, ar trebui fiecare cetățean în parte să spele fiecare sticlă și să o pună ori în sacul de care îl dăm pentru reciclabile. Domnul director, 99% dintre sticlele de sticlă nu este decât de alcool sau bere. Nu este niciodată contaminată. Asta e vrăjeală. De ce vă spun? Asta e vrăjeală a celor de la stație. Eu mergem împreună. Interesul meu este să duc, pentru că eu câștig bani după urma la sticlă. Eu în momentul în care mă duc la rampă și o depozitez în rampă, în loc să plătesc 100 de lei la sortare, plătesc 200 de lei depozitarea, plus că nu încasez niciun ban după OTR-uri. Deci interesul meu este să duc... Eu vă mai repet, dumneavoastră pe sticlă puteți să câștigați bani frumoși. Corect. Dar eu v-am spus de fapt și de drept care este problema. Problema nu este la noi, problema este la sortare. O să rezolvăm și la sortare, trebuie neapărat să discutăm la sortare, pentru că nu este corect să nu primească sticla și vorba domnilor primar, chiar e partea cea mai mare din fratele reciclare. Corect, așa este. Poate merge și la kilogram. Nu, trebuie să o rezolvăm. Dacă nu vor să primească comun, adică FIA, Petru și cu sticla la comun, atunci trebuie să faceți exact soluția care v-am dat-o mai devreme, selectat, deci într-un săputei să duce numai sticla, iar cele două fracții, Tătia și Petru. Vă rog. Altcineva? Tragem o concluzie până la urmă. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus și data trecută, ordonanța ne obligă să avem aprobate tarife diferențiate. Da? Doi, având în vedere faptul că garda de mediu va verifica cu siguranță și acest aspect, trebuie să avem tarifele diferențiate. Trei, din punctul meu de vedere, este bine să le aplicăm, dar să fim conștienți că dacă nu instruim populația la ce înseamnă
da, tarif diferențiat și ei vor continua să arunce amestecat, atunci va fi o problemă pentru că operatorul va aplica tariful, da, penalizator, adică 6 lei plus cei 2,50 lei care ar trebui să se recupereze de la hotelist, da? Și atunci se va ajunge la un tarif de 8 lei. 8 lei și ceva, față de 7 și ceva care era 7,66 care era până în acest moment. Și va fi 8,78 lei. Vă rog, domnul primar, la cetura. Deci eu am spus-o și în cadrul ședinței de data trecută. Mm-hmm. Cel mai important este să mergem să informăm populația. Exact. Vorbea de sticlă. De ce cei care produc alcool la sticlă, bere la sticlă, de ce nu sunt ei obligați să-și recupereze ambalajele respective? Sau chiar și în cazul producătorilor de apă minerală la sticlă. Nu înțeleg, deci pe timpul lui Anicu era din sticle și borcane să făceau ave. Fiecare producător de ambalaje are un plan al lor de reciclare, care nu are legătură cu ce are UAT. Eu pe la asta deci fiecare producător are o obligație, nu știu eu acum care sunt procentele la momentul ăsta, pentru reciclare. Dar pe lângă producătorul, UAT-ul are și el un procent. Adică, până la urmă, legea e tot la noi. Domn primar, acum eu sunt mult mai tânăr și nu știu cum era... Dar știu foarte clar un singur lucru. Erau și bancuri pe tema asta. Înainte, sticla se lua, se spăla. Acum nu mai se dă voie la așa ceva, sticla se topește și... Și se face una nouă. Cred că din acest motiv nimeni nu mai poate recupera sticla deja vândută pentru că nu este... Vă contrazic, eu sunt băutor de apă minerală Perla Harghite. Da. Îmi cumpăr doar la ambalaj din sticlă, pe care, care producătorul sunt respectiv... Sunt singurii care reciclează. Sunt singuri. De ce dacă ăia pot, ceilalți de ce nu pot? De ce Dorna, care umple restaurantele cu... Sticluțele alea de 0,5, de 0,7, ăla de ce nu poate fi obligat? Că nu cred că bagă nimeni, scuzați, botul în sticla aia, că se toarnă într-un pahar. Și dacă ar da din acest, nu se răsorbea la spălat? Da, nu se mai spală. V-am spus ce știu eu, nu știu cum era mai bine și cum funcționa, eu știu doar că acum toată sticla se duce și se... Sparge, se topește. Domnul președinte, dar știți drândurile alea, dacă când stăteai la lapte și reciclai sticla aia de lapte și iaurt și la... Se reutiliza. Da, copii de fi, nu te-am mai văzut. Da, și referitor, noi suntem, eu cel puțin am aprobat la cetura tarifele astea distincte, dar repet, dacă nu ne implicăm, nu o să iasă nimic din tot demersul ăsta. Așa este și sunt conștient de acest lucru și vă spun... Noi am rugat că... și vă rog și pe doamna director de la ADI să vină în teritoriu, v-am spus, cei mai ușor de educat sunt copii. Da, și ei, școală, la rândul lor, își educă părinții acasă, vă spun. Vor începe școală. Este cea mai bună campanie care trebuie începută. Plus acele flyere care, iar, vor să aibă și ele rostul lor. Deci trebuie să știe exact ce înseamnă gunoi menajer, ce înseamnă reciclat. Cum ziceați, de sticla de ulei, că nu poate fi pusă la reciclabil, nu? Ba da, dar trebuie spălat. Trebuie spălat. Da. Bun. Dacă nu mai sunt alte discuții legate de această temă, eu o să vă supun la vot. Eu nu știu, am mandat la 3, 4, 5 sau am dat la 2, 2, 2, 2, 6. Doar pe zona 1. Deci nu am mandat să votez, votul stă la dumneavoastră. Nu. Cei care face parte din 3, 4, 5. Doar cei care sunt, știu că avem o prezență de 26 de primari. Suntem la a doua convocare, urmare a primei unde nu a existat vorul pentru a se lua o decizie. La a doua, conform statutului, se adoptă cu majoritatea de voturi din cei prezenți, așa spune
Majoritatea plus 1 din majoritatea simplă, din cei prezenți. Așa că domnul Antitescu, vă rog. Deci dacă tarifele se aprobă, da, de mâine, să zicem, da, prețul va scădea pe legea. Da, normal. Respectă legea. Și să-și facă treaba. Dumneavoastră trebuie să spuneți cetățenilor și clar, aveți, aveți noile contracte, de fapt nu noile contracte, o să vină cu acta adicională la contract. Rugămintea pentru operator, tariful penalizator se poate aplica doar după ce au fost dați saci. Da? Acum, la unele discuții ulterioare cu noi, cu Matiusul, da. Că dacă se duce și de grec, îi dă amendă omului, păi nu, în momentul în care oamenii vor primi saci, cineva va distribui acei saci. Acei cineva care vor distribui cu cuturașul, va trebui să-i explice. Vă dăm sac, astfel încât, eu știu că așa s-a practicat și la Izvoarele și la Teișani, adică au fost acolo unde deja funcționează, v-am spus, pentru că oamenii erau obișnuiți, pentru că operatorul a văzut că în zonele respective oamenii sunt deja un pic instruiți să colecteze selectiv, a preferat să dea saci de la început, fără să aplicăm acest tarif. Dar din acest moment, cei care primesc saci, atunci când primesc, vor fi instruiți, iar dacă atunci când operatorul vine să colecteze, deșeurile nu vor fi corespunzătoare, adică în deșeul menajer se va regăsi un procent mai mare de 25% de reciclabil, va aplica tariful penalizator. De săptămâna viitoare asta trebuie să facă operatorul, clar. Deci, practică, nu mai trebuie să ia localitatea cu locatarii. Și asta este adevărat. Trebuie să ia localitatea cu locatarii. Acum, dacă aș fi operator, dar ce bine că nu sunt, atunci când mă duc să semnez actul adițional, mă duc, dau și sacii, și fruturașul, și atunci deja am... Vă rog, domnul primar de la Gravitate. Domnule primar, de săptămâna viitoare e obligatoriu cu operatorul să facă treaba asta. Nu mai o amânăm, pentru că ne trezim la sfârșitul anului, iar plătim, ca, nu ca praier, dar nu aproape ca. Nu ne deprimim ținte și plătim, dacă nu deprimim 50% selectiv, anul ăsta se plătește enorm față de anii trecuți. Cine ne garantează că de săptămâna care vine o să vină? Eu am lucrat, am lucrat cu echipe din datul primăriei, poliția locală, am făcut fondere 83% contract la nivel de comună. Noi le-am făcut nu și n-aveau cine să vină. Păi noi ce facem acum? Domnul primar, în primul rând, felicitări. Operatorul a confirmat foarte felicitări. Suntem una de localitățile care au reușit. Din punctul meu de vedere, este interesul operatorului, pentru că altfel nu își vor lua banii de la OTR pe acele gunoaie colectate selectiv. Dar presupun că va face un program ca să ajungă în toate localitățile. De săptămâna care vine facem selectiv, mi se pune la dispoziție, cine nu respectă să plătească tariful cel mare. Procedura este următoare. Primesc actul adițional de la ADI. Semnăm actul adițional. Facem actele adiționale cu populația și în momentul în care am început să distribui actele adiționale, că o să vedem și data, o să începem să dăm și staj la fiecare gospodărie în parte. În momentul când o să mergem să ridicăm reciclabil de la gospodării și găsim sacul de reciclabil la poartă, îl înlocuim cu alt sac care îl lăsăm la poartă. Domnul director, de când să începe această procedură? Ca să înțeleg că o să facturați maximum. Că dacă noi nu o să facturez niciodată până nu implementez. În primul rând, domnule primar, vă respect și cred că sunteți un om mult mai experimentat ca mine. Poate cineva să aplice un tarif diferit față de cel din contract? Dacă noi doi avem un contract și eu vă taxez mai mult decât avem un contract, există această posibilitate legală? Deci, una, tariful nu poate fi aplicat decât după ce se vor încheia acte adiționale. Atunci când se încheie actul adițional, cetățenii vor primi și saci și abia apoi, deci, abia apoi, dacă ei... Asta era și întrebarea, domnul președinte. Tariful să meargă cu 7,76, cât este acum, nu 7,66, pe preț cu TVA,
Este și logic și normal că dacă așa scriem contractul pe care îl avem în acest moment până la semnarea unui nou contract. Am înțeles. Dacă nu mai sunt, mai sunt întrebări, domnul Maxescu, supuneți la vot. Da, supun la vot cine este pentru. Păi asta o să fie. Cele două tarife. Da, da. Două, nu amestecă. Da. Am înțeles. Cineva să și numele. Păi ziceți cine e post, cine așa tot ce vedeți. Cine se abține? 1, 2, 3. Cine este contra? Nimeni. Deci le abținem. Rectul până la fel. Bine, vă mulțumim. Bun. Acum vă spun mulțumesc foarte mult și sper să funcționeze mult mai bine, că împreună, până la urmă, colaborarea, a spus-o domnul primar de la Gornet și domnul primar de la Cioraș. Domnul, nu putem noi, fără să ne sprijiniți dumneavoastră, dar nici ei, ca și operator, fără autoritatea publică locală. Da, mulțumesc. Cetățeanul nu va semna niciodată adițional dacă nu vine cu saci, că deja veniți cu altele adiționale fără saci. Deci nu va semna niciodată adițional dacă nu vine cu saci. Domnul director, începând de săptămâna viitoare, rugămintea mea este ca să începe să tipăriți scrutura și aceea. Când se duce, o să ducă pe teren să semneze contractul, să duce și cu culturașul și eu nu pot să fac actele adiționale decât în momentul în care am un act adițional semnat cu ADI. Da. După ce am acest act adițional semnat cu ADI, o să facem un act adițional și le transmitem și le transmitem către Eu sper că doamna Lietra ar fost maxim într-o săptămână să semneze. Dar o să anunțăm fiecare oată în parte. În momentul când o să avem contractul semnat, anunțăm. Astăzi mergem la izboare, mâine mergem la mănere. Bine, domnule.